Punem punct, mai bine punem virgulă și spunem pe care vă rog să îl accesați și rezolvați. Apoi le spunem ce să facă în cazul în care au anumite nelămuriri. Dacă aveți nelămuriri, nu ezitați să-mi scrieți aici, în secțiunea de comentarii acestei postări, desigur, acestei activități, prin mesaj privat pe Classroom. Classroom. Sau să îmi adresați întrebări în clasă. După care le spunem succes. Ce trebuie să facem mai departe? Să atașăm planul de recapitulare. Avem mai multe posibilități. Dacă avem un plan deja făcut, mergem la opțiunea Încărcați fișierul. Dacă nu, mergem și adăugăm din drive-ul nostru. Dacă nu avem niciuna dintre aceste variante, putem crea un plan de recapitulare nou. Și haideți să vedem. Dau aici pe drive. În cazul acesta, eu aici nu am în drive un plan de recapitulare, așa că merg și creez unul. Deschid o filă nouă, accesez Google Drive sau de la cele 9 punctulețe de la aplicații Google din dreapta profilului meu, când deschid o filă nouă și accesez Drive. Iar aici fac un document nou cu clic dreapta. Să vedem. Cu clic dreapta, documente Google. Dau clic pe titlul documentului și voi spune plan de recapitulare la geografie, clasa 6. Plan. Asta voi copia direct din gerință de aici. Titlul, plan de recapitulare, ca să coincidă cu titlul pe care l-am pus aici. Am selectat textul, clic dreapta, copiază sau control C și mă duc în documentul meu din nou și îl lipesc aici, inserați ca de simplu. Încă o dată. I-am pus numele testului. Îl pun și în test efectiv. Eventual îl pot centra pe mijloc. După care pot insera fie un tabel în care să adaug mai multe lucruri. Haideți să vă dau un exemplu. Pot face un tabel cu 4 sau 5 coloane. Haideți să vedem unul cu 4 coloane, în care ce voi insera? Ori în tabel, ori pur și simplu scrie. Deci inserez, inserare, tabel. Voi pune 4 rânduri, 4 coloane și 3 rânduri pentru început. Mai pot adăuga după aceea. Aici, pe primul rând, trebuie să definesc ceea ce voi pune în tabel. Spre exemplu, pe prima coloană voi pune numele conținutului. Conținut. Apoi, pe cea de-a doua coloană pot să pun competența pe care o vizez cu ajutorul sau pe care am vizat-o în anul școlar anterior cu ajutorul acestui conținut. Competența vizată. Pe cea de-a treia coloană pot adăuga adrese, resurse educaționale, da? Link-uri de acces către materiale video sau pun aici lecții video. Către resurse educaționale sau lecții video care vizează acest conținut.
Iar pe următoarea coloană, adrese și joculețe digitale. Pot fi diverse joculețe digitale pe diverse platforme care să-i ajute pe copii să recapituleze conținuturile vizate sau să-și dezvolte competența specifică vizată. Și vom merge pe primul conținut, de la geografie, din programa școlară la geografie, clasa 5-a. Am deschis programa școlară la disciplina geografie și știu că aici primul conținut este Universul și Sistemul Solar și fix așa voi trece și eu în documentul meu Google. Dacă vreau să recapitulez asta, desigur, fiecare profesor își întocmește planul de recapitulare așa cum dorește el și îl personalizează pe clasa pe care o are. Universul și Sistemul Solar. La competența specifică, desigur că voi alege competența specifică cel mai bine din planificarea de anul trecut sau ce competență specifică de la clasa 5-a doresc eu să evaluez în testarea inițială și pe care doresc să o formez în momentul recapitulării. Și am putea încerca chiar 1.1, utilizarea termenilor geografici în contexte diferite. Mergem și lipim în documentul nostru. Gata, inserați. Adrese, resurse educaționale și lecții video. Ei bine, aici începem să discutăm deja despre resursele educaționale deschise și avem mai multe locuri unde putem găsi resurse educaționale deschise. În primul rând, pe canalul de YouTube al proiectului CRED, care se numește EduCRED Gimnaziu pentru ciclul gimnazial, respectiv EduCRED Primar pentru ciclul primar de învățământ. Cum îl găsim? Accesăm YouTube și scriem în barra de căutare EduCRED Gimnaziu și ne apare acest rezultat cu sigla proiectului CRED. Facem click pe acesta sau v-am pregătit eu aici în această prezentare un cod QR de acces direct la canal. Îl puteți scana chiar acum și accesa canalul EduCRED Gimnaziu. Mă voi întoarce în browser pentru a continua. Aici materialele sunt organizate pe playlist-uri. Dacă facem click pe opțiunea playlist-uri, vedem că ele sunt organizate atât pe discipline, cât și pe clase. Da? Aici organizarea pe discipline și aici, dacă dăm și derulăm lista, vom vedea că găsim clasa a 6-a, clasa a 5-a, clasa a 7-a, clasa a 8-a. În cazul acesta, eu voi merge mai rapid pe disciplină, la geografie. Aștept să se deschidă playlist-ul cu toate materialele realizate de experții CRED la geografie și avem mai multe. Și pot căuta aici cel referitor la Universul și Sistemul Solar, derulând această listă. Vedeți că de aici din dreapta pot derula lista. Și iată, am găsit, mi-a apărut mai devreme, o să derulez din nou, Universul și Sistemul Solar. Universul și Sistemul Solar, aspecte generale, se numește materialul. Copiez linkul din opțiunea Trimite de jos sau de sus din bară. Mai simplu este cu Trimite. Apăs pe Trimite, apăs Copiază și mi se copiază varianta scurtă a linkului către acest material. Merg în documentul meu, plan de recapitulare și lipesc. Pot adăuga o nouă adresă. Mai pun o resursă educațională deschisă aici. Spre exemplu, resurse educaționale deschise la disciplina geografie se mai găsesc și pe canalul de YouTube Lecții Geografie, Geography Classes, canal de YouTube care mi-aparține, unde, haideți să-l accesez, am pus aici un cod QR de acces la acest canal, scanându-l puteți intra pe canalul. Iar aici, de asemenea, materialele sunt resursele educaționale și lecțiile video sunt rezumate de lecții care sunt organizate de asemenea în playlist-uri.
Pentru clasa a 5-a, lecțiile de clasa a 5-a se află în playlistul intitulat Tera Elemente de Geografie Fizică. Derulez lista de playlisturi și am Tera Elemente de Geografie Fizică. Eu aici le-am ordonat în funcție de cum trebuiesc ele parcurse pe parcursul unui an școlar. Și prima lecție este chiar Universul și Sistemul Solar. Copiez adresa acestea din nou cu trimite. Copiază și adaug în tabelul meu. Deja v-am arătat două locuri de unde putem prelua resurse educaționale deschise. Haideți să mai vedem și alte platforme unde pot fi găsite resurse educaționale deschise. Ei bine, proiectul CRED are un site dedicat în acest sens. Și anume, acesta este Digital EduCRED. Mergem într-o fereastră nouă și scriem Digital EduCRED. Am scris Digital EduCRED și ne apare rezultatul digital.educred.ro. Dăm click pe acest rezultat și iată ne apare Resurse Educaționale Deschise CRED. Și avem aici resurse pentru ciclul primar, respectiv pentru ciclul gimnazial. Fac click pe Învățământ gimnazial. Aștept să se încarce pagina. Și aici le-am grupate pe clase, dar și pe discipline. În cazul meu, pe mine mă interesează la geografie. Și fac click pe geografie. Și iată, mi-apar aici resursele educaționale deschise la disciplina geografie. Și aici caut Universul și Sistemul Solar, iar la detalii am descrierea autorului referitoare la acest material. Iată, am un alt material care se numește Sistemul Solar și tot așa. Bun. Un alt loc unde putem găsi resurse educaționale deschise este satul Livresc. Livresc, scriu Livresc în bara de căutare, apăs tasta Enter și accesez pagina Livresc, livresc.com. Și accesul la aceasta se face gratuit, este o bibliotecă publică aici. Dacă fac click pe biblioteca publică, îmi vor apărea toate materialele, unele dintre acestea fiind acreditate chiar de Ministerul Educației. Desigur, în cadrul proiectului CRED, toate materialele sunt acreditate, chiar dacă momentan ele se află în faza de testare. Și iată, îmi apare biblioteca Livresc. Am aici o descriere. Dacă vreau să caut un material anume, pot să îl caut. Apăs deschide pe biblioteca Livresc. Aștept să se încarce pagina. Și aici am mai multe opțiuni de sortare. După vârstă, după categorie, am chiar și opțiunea de căutare. De exemplu, pe mine mă interesează Universul și Sistemul Solar. Scriu cuvântul cheie Universul în bara de căutare și aștept să mi se încarce toate materialele care conțin acest cuvânt. Universul și Sistemul Solar. Și apăs asta Enter. Și atât mi-apar lecțiile de pe Livresc, create de diversi autori. Pot accesa una dintre acestea. Pot prelua linkul și îl duc în documentul meu. Documentul meu cu plan de recapitulare.